Deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. În mod paradoxal, ca oaspete îi spun bine a venit Alex Gazdei. Alexandra, nou transfer de senzație al emisiunii Deșteptarea. Bună bine dimineața. Venit, mulțumesc, Cătălin, bună dimineața. Rubrică în care eu sunt nu frecvent, dar sunt încăpățânat prezent săptămână de săptămână sau când sunt evenimente speciale. Rubrica asta, Alexandra, așa cum publicul știe, este una deschisă. Te rog să intervii ori de câte ori simți că e în folosul ascultătorilor Europa FM sau pur și simplu că eu greșesc. Tu întrebi, eu răspund la rubrică. Așa faci. Și cum fac politicienii. Tu întrebi ce vrei ca jurnalist, îi răspund tot la fel, ce vor. De multe ori fără legătură cu subiectul. Așa că mă voi ține de exemplul lor. Subiectul zilei de azi, apropo de subiect, este din Hot News, site-ul unde lucrez. Este vorba de o importantă instituție din România, care, deși spune că faptele de care a acuzat profesorul Bulai sunt reprobabile, am citat, sunt reprobabile, nu-i retrage un premiu oferit acum câțiva ani, în domeniul foarte interesant, un premiu oferit în domeniul pedagogiei, în calitate de creator în domeniul pedagogiei. Despre ce este vorba? În 2019 a descoperit colega mea Alex Adelina Mărăcine și a publicat astăzi articolul pe Hot News. Academia Română i-a acordat lui Alfred Bulai Academia premiul Română. Constantin Rădulescu Motru. Cum Dumnezeule Academia Română în ultimii ani reușește să se placeze numai în astfel de poziții? Scuze, ăsta era un comentariu personal. Acum da, în 2019, dacă e să-i ascultăm pe cei de la SNSPA, nimeni nu știa nimic. E de discutat asta și care e responsabilitatea pentru care, în momentul în care nimeni nu știe nimic zeci de ani despre un caz de această gravitate, e vorba despre abuzuri sexuale, agresiuni și alte lucruri pe care au fost reținute deocamdată de către procurori, dar și de către un judecător care a decis restrângerea drepturilor lui Alfred Bulai. Adevărat, nu s-a decis nimic pe fond, încă omul este nevinovat pe fond, ca să fie clar. Și e foarte interesantă această discuție care este apare veșnic în România. E adevărat că ea apare de obicei la partide, la miniștri, la prim-ministru, când Curtea de Conturi sau altcineva îl prinde pe un administrator public al unei agenții, al unui minister, cu mâna în sac, că a făcut ceva, da? Și de fiecare dată, aproape, cu câteva excepții onorabile, responsabilii țării spun, stați un pic, că nu știm dacă este vinovat. Deocamdată a intervenit Curtea de Conturi sau parchetul. Rămâne de văzut dacă în instanță ce se va decide. Fix același răspuns l-a oferit Academia Română către Hot News. Și anume, da, e reprobabil ce se întâmplă, dar noi așteptăm soluționarea dosarului penal și pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Da, există, eu, acum, tot de o viață întreagă vorbim și despre responsabilitatea morală de a face un pas în spate în momentul în care există acuzații care, cel puțin în prima fază, sunt foarte solide, astfel încât un judecător poate lua o decizie puternică împotriva celui acuzat. Și atunci, da, e adevărat că, din punct de vedere juridic, domnul Bulai și alții în astfel de situații sunt nevinovați până la pronunțarea unei sentințe definitive, lucru care se poate întâmpla sau nu, după ani și ani de zile, dar din punct de vedere moral, în astfel de situații, ai obligația, dacă ai cumva rectitudine morală, să faci un pas în spate. Sau operațional chiar, nu doar moral. Adică aici nu e vorba doar de etică, este vorba pur și simplu de funcționalitatea unor instituții uneori, cum e Academia Română. Adică dacă școala, facultatea, da, l-a dat afară pe Bulai, deși nu există o hotărâre judecătorească, dar și-a asumat asta. Nu mai pot lăsa, a presupus școala, un profesor între elevi, în condițiile în care mulți elevi povestesc lucrurile pe care le-a făcut acesta. Există, Luca Pastia știe bine cazul. Recent, publicația Golazzo, publicația de sport, a dezvăluit că un antrenor important din Liga I de-a lungul anilor, poate unul dintre cei mai importanti antrenori dintr-o zonă de tradiție românească sportivă, și anume de la Brașov, Gabi Stan, uh-huh, a bătut un junior. De fapt, un copil era, da? Da. L-a bătut. Au mai apărut de-a lungul timpului ceva zvonuri. Da, da, exact. Numai acum exista o imagine, lucrurile erau clare, da? Uh-huh.
clubul acela n-a stat să vadă ce face poliția, ce face parchetul. Pur și simplu l-a dat afară pe omul ăla, adică a rupt relația cu el. Sigur, în cazul Academiei, Bulai nu e angajat la Academie, să o spunem și pe asta, adică să prezentăm și argumentele de partea cealaltă. El este însă receptorul unui premiu important al Academiei Române. Cum se simt ceilalți premiați de-a lungul anilor, da? În anul respectiv l-a luat el, în 2019, da? Dar cum se simt ceilalți oameni înscriși fără voia lor pe o listă cu un om remarcat în calitate de abuzator? Încă o dată, abuzator nu este un termen juridic. Poate că până la final vom vedea ce se va întâmpla din punct de vedere al instanței, dar mărturile sunt atât de puternice încât școala lui, da? L-a tratat drept abuzator și l-a dat afară. Tu, Academie Română, care ai totuși, și aici Vlad spunea, într-adevăr, ai un cu totul alt standard academic, de reputațional, etic, nu faci nimic și spui, domnule, nu știm, să așteptăm, păi hotărăște judecătorul, practic, în numele Academiei Române, exact. Ca asta se înțelege, nu? Da. Da. Mulțumim și pentru această intervenție în deșteptarea, Cătălin Tolontan. Deșteptarea